Tinerii care nu au făcut armata pot fi mobilizați la locul de muncă în caz de război. Ministrul Apărării a spus ce se va întâmpla cu bărbații care nu au făcut armata în cazul ipotetic, în care ar fi nevoie de o mobilizare. Nu poți să încorporezi și să mobilizezi tinerii care nu au făcut stagiul militar. Fără pregătire militară nu te poate mobiliza nimeni. Sigur, poți să fii mobilizat la locul de muncă, într-o zonă din asta civilă, într-o perioadă ca asta, pentru că sunt legi. Bineînțeles, doar în cazul în care este război. Faptul că se apropie Rusia de graniță, ne pregătim. NATO se pregătește pentru asta, dar noi nu vom trece. Ați văzut că nici până acum nu s-a trecut nici în stare de urgență, pentru că nu era cazul. Nu se mobilizează la locul de muncă. Mobilizarea se face, se duce undeva, într-o cazarmă, o unitate militară, care la ele au dispărut, le-au format toate, că armată nu mai e. Așa, la locul de muncă. La locul de muncă nu mai se facă undeva, să li se stabilească locația, unde muncesc, dar câți mai muncesc, tinerii. Că ce, câți tineri la 20 de ani sunt la locul de muncă în ziua de azi? Că tinerii noștri, majoritatea, cum a făcut nici 18 ani, a făcut să duc, gata, Eldorado, să duc, pleacă în străinătate, îi mai aduce pe ea, sau vină ea să lupte din străinătate, să lupte pentru România. Nici n-aud, nici să n-audă ce au vreun jurământ, nu? Nu mai vine nimeni, nu. Ce nu mai avem ăsta, patriotismul. Nu li s-a mai insuflat tinerilor să aibă dragoste de țară. Deci unde mă țin bine, acolo mă duc. Pe ce suntem după codul penal, condamnarea la locul de muncă? Păi normal că mobilizez, fiindcă ăștia au condamnat înainte vechiul regim, structurile. Era deviza fiecare ora să devină cetate de luptă și apărare, în care erau gărzile patriotice, aveai arma, te duceai la ei și luptai la locul de muncă acolo. S-a revenit din nou. Deci ăia n-au fost buni. Dar venim noi cu aceleași chestii care noi le facem bune acum. E un lucru extraordinar de bun să lupte omul la locul de muncă. Își apără și locul de muncă, își apără și familia, își apără și societatea, tot. Niște chestii bune, bune. Populația poate să stea liniștită. În acest moment avem o armată profesionistă, avem un supliment și vom avea un supliment de pregătire pentru apărarea României, un supliment NATO. Apoi este tot ansamblul NATO. Păi ce să facă la locul de muncă? Ori muncești, ori învață să tragă cu pușca. Și una și alta se poate? Da. Dar credeți că ar fi obligatoriu. Credeți că ar fi o inițiativă bună? Dacă nu este obligatoriu, se pare că ar fi bună. Dacă îi obligă, nu e bine. Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a declarat că nimeni nu poate să aducă în armată pe cineva neinstruit și nu poate să meargă pe front cineva care nu a făcut armata. Dâncu a afirmat la Digi24 că s-a exagerat anumite aspecte privind un draft al unei legi care trebuia să se facă rapid pentru această situație de criză.